Bine v-am regăsit la o nouă emisiune Sănătatea Noastră, la care avem plăcerea de a fi invitat domnul doctor Andrei Manta, cardiologul Spitalului Municipal Rădăuț, pentru că sunteți în acest moment singurul cardiolog al acestui spital și ați avut oarecum bunăvoința de a accepta invitația mea, în ciuda programului foarte aglomerat. Și dumneavoastră știți ca și mine că trecem printr-o perioadă mai grea, mai deosebită. Și prima întrebare ar fi: cum suportă domnul doctor Manta perioada cu pandemia? Cum suportă el ca și medic? Cum o suportă ca și om? Mulțumesc în primul rând pentru invitație. Problema pandemiei este un subiect complicat de abordat. Însă, ce trebuie să menționăm este că pacienții trebuie să respecte acele reguli de distanțare socială, acele reguli de bun simț și să nu se teamă de spital, să nu se teamă de spital, să vină la spital ori de câte ori au o urgență, să se înalmeze cu răbdare, pentru că protocoalele de admisie, de spitalizare s-au schimbat un pic și atunci de aceea trebuie să se înalmeze cu răbdare. Cum privește un medic? Un medic privește cu îngrijorare, bineînțeles, această problemă, pentru că este una cât se poate de serioasă, drept dovadă numeroasele îmbolnăviri și decese, bineînțeles, din păcate. În ceea ce privește omul, Andrei Manta, că până la urmă medicul Andrei Manta este medic la spital, este medic la cabinet, dar omul Andrei Manta se duce acasă la el. Și acasă la el așteaptă un copil, o fetiță, tu lucrezi într-un mediu, știi, până la urmă e vorba de viața noastră de zi cu zi, pentru că toți medicii ieșim din mediul de la spital și mergem acasă. Și voi aveți beneficiul de asta, mai mulți medici la un loc și toți veniți din spital, vă mutați acasă ca și locuință, să zicem. Deci stați oarecum într-o comunitate mai închisă, dar sunt o parte din medici care se duc acasă la ei în diverse cartiere. Crezi că ei ar trebui să fie îngrijorați, oamenii ne privesc diferit acum cu perioada pandemiei? Ți s-a întâmplat să se întâlnească cineva cu tine și să spună bună ziua, domn doctor, și să te ocolească un pic mai departe? Nu, deocamdată n-am întâlnit astfel de oameni, astfel de situații, dar trebuie să vă mărturisesc că au fost cazuri ce țin mediatizate la televizor despre astfel de evenimente. Asistenți medicali, medici care au fost nu numai ponegriți sau, eu știu, poate comportamentul celor cu care au intrat în contact a fost un pic diferit. Omul, eu ce să vă spun, atâta timp cât mă protejez la spital cât pot, mască, echipament special, nu cred că ar trebui să mă îngrijorez, atâta timp cât mă spăl pe mâini de fiecare dată, deci atâta timp cât se respectă regulile de igienă, eu zic că este în regulă. Acest lucru ar trebui să fie complementar la sfatul pe care îl dau tuturor cetățenilor vis-a-vis de igiena pe care trebuie să o aibă în astfel de situații, în astfel de zile. De fapt, noi trebuie să amintim că avem niște reguli speciale în ceea ce privește accesul la spital, referitor la pacienți, în sensul că ei trebuie să aibă răbdare pentru că se face un triaj epidemiologic. Spitalul care este cu locație în clădirea nouă, cum îi spunem noi, cea de pe calea Bucovinei, este cu secțiile care găzduiește pacienții ce vin acuți sau cronici acutizați și, într-adevăr, la nivelul spitalului, în locația de la spitalul vechi, s-a luat decizia să se trateze cazurile care sunt cu infecție COVID și care sunt forme asimptomatice, deci pacienți pozitivi asimptomatici și pacienții cu forme ușoare. Deci faptul că pacienții noștri vin la spital nu înseamnă că ei vor fi îmbolnăviți, că de fapt asta este frica cea mai mare din populație. Nu mă duc la spital că mă îmbolnăvesc.
Regulile care s-au adoptat la nivel de spital au fost foarte riguroase de la început. În primul rând, echipamentul nostru, cu toate că arătăm foarte îmbrăcați pe holuri, dar le oferă și pacienților noștri o protecție. În momentul în care ei intră în contact cu noi, noi nu le respirăm în față, nu punem mâna fără mănuși pe ei, deci până la urmă le oferim o protecție strict legată de ținuta noastră. Apoi, în ceea ce privește internările, ei sunt internați și în orice secție, știi că și în cardiologie și în neurologie, fiecare pacient, ultimul venit, este cazat singur, este protejat, este așteptat testul care se face de rutină la fiecare pacient, pentru a fi sigur că în spitalul nou nu admitem cazuri cu infecții și nu putem să punem în pericol nici viața, nu viața, de fapt să nu contaminăm ceea ce înseamnă pacientul care se adresează cu altă patologie decât cea respiratorie sau cea asimptomatică determinată de virusul care este acum oarecum în vogă. Deci medicii adoptă niște măsuri care protejează proprii pacienți și se protejează și ei însă și iar acasă, îmi închipui că omul Andrei Manta nu s-a mai întâlnit cu prietenii atât de des cât se întâlnea înainte, adică nici nu ai avut timp, dar nu cred că te-a vizitat nimeni, Andrei, și nu cred că ai avut musafir. Deci eu, în primul rând, la lucrul acesta vreau să mă refer, chiar dacă se supără prietenii noștri, chiar dacă se supără prietenii tuturor celor care vor să vină în vizită, vizitele cred că trebuie să facă într-un mediu deschis, la terasă sau în grădină și poate că accesul deocamdată unii în casa altora trebuie să fie un pic mai restricționat până când trecem un pic acest hop. Regulile s-au stabilit și la nivel de spital și la nivel de ambulator. Ambulatorul Spitalului Rădăuț a fost deschis tot timpul, chiar dacă restricționarea și am fost acuzați că îi ținem afară, dar admisia în ambulator se face în funcție de numărul de pacienți care există la fiecare cabinet și ei trebuie să înțeleagă că stau câte doi pe hol pentru a nu veni în contact la o distanță mai apropiată de 1,5 metri unul de celălalt. Trebuie să aibă măști chirurgicale în momentul în care intră în mediul închis care este policlinică și cu răbdare toți pacienții, indiferent de patologie, sunt văzuți de toți colegii noștri și de noi. Bănuiesc că tu la cardiologie ai văzut și pe perioada când a fost stare de urgență, când eu am văzut că exact, ai văzut mulți pacienți, ai dat scrisori medicale și ți-ai făcut treaba de medic. Da. Fiind cardiolog, trebuie să ne referim la una din bolile cu care tu te-ai confruntat foarte des și toți colegii noștri care sunt în triaj au de face cu iuscența cardiacă, care, din păcate, este o boală des întâlnită în populație. Zona Bucovinei, cred că și datorită regimului pe care noi îl avem și de mâncare, poate, și de viață, în insuficiența cardiacă, cred că are o incidență un pic mai mare aici, în zona. Și aș vrea să ne spui câteva cuvinte despre insuficiența cardiacă la un pacient care nu știe care e insuficiența cardiacă. Care sunt simptomele? Care ar fi o definiție? Care ar fi cauzele care duc la insuficiența cardiacă? Dacă ar fi să începem cu definiția, insuficiența cardiacă este o boală de inimă care spune despre faptul că inima nu mai funcționează corect. În ce sens? Inima este ca o pompă, aspiră o respingătoare. Ea aspiră sângele și îl împinge mai departe în organism. La nivelul inimii există niște valve, există niște camere care primesc sângele și mai departe îl pompează. Apar pe durata manifestării bolii niște modificări structurale la nivelul inimii care pot conduce la apariția unor astfel de tulburări în ce privește aspirația și respingerea sângelui. Pe scurt, insuficiența cardiacă poate să apară și cum bine ați menționat la pacienții care suferă și de sindrom metabolic. Sindromul metabolic este de obicei privit grosier ca o manifestare metabolică la pacienții care au un colesterol crescut, o circumferință abdominală mai mare decât normal, probleme cu diabetul zaharat, cu hipertensiunea și așa mai departe. Deci, da, există o legătură între insuficiența cardiacă și sindrom metabolic sau o legătură între insuficiența cardiacă și obezitate, dislipidemie, hipertensiune și diabet zaharat.
poate un om să ajungă la cardiolog sau poate să ajungă într-un serviciu de urgență și el să aibă simptomatologie de insuficiență cardiacă, dar el să nu se știe niciodată că având vreo boală? Puțin probabil. Puțin probabil și vă spun și de ce. Adesea, cele mai multe prezentări la cardiologie și care se concluzionează prin emiterea unui diagnostic în speță de insuficiență cardiacă, ei reclamă oboseala. Oboseala ca cel mai deranjant simptom. Însă nu știu că au hipertensiune, nu și-au dat seama că au crescut în greutate, că au o greutate mai mare decât normal, nu-și dau seama că au dislipidemie sau poate chiar diabet zaharat. Asta este cel mai frecvent simptom cu care se prezintă ei la spital, la ambulator de pildă sau chiar și în urgență. Faptul că respiră foarte greu, la eforturi foarte mici. Aici este vorba despre insuficiența cardiacă decompensată. În insuficiența cardiacă compensată, manifestările simptomatice sunt mai puțin sonore. Pacientul nu resimte lucrul ăsta. Nu resimte că are insuficiență cardiacă pentru că este o manifestare, un sindrom mai degrabă, un cumul de simptome. De fapt și de drept, noi vorbim despre o patologie cardiovasculară în insuficiența cardiacă, pentru că cei care ajung cu această insuficiență cardiacă, deci inima nu-i mai ajută așa cum i-a ajutat înainte, sunt beneficiarii unor boli cardiace cu care ei se confruntă mai demult, și hipertensiunea, și cardiopatia ischemică, și alte boli de tipul diabetului zaharat sunt oarecum boli silențioase, care până la un moment dat sunt compensate de propriul organism. În momentul în care inima nu mai face față sarcinii la care este supusă, apar simptome, cum ai spus tu, oboseala, senzația că nu mai poți să urci treptele. Cel mai des vin și spun, eu stau la etajul 4, dar uite, de vreo 2 săptămâni, parcă nu mai urc treptele cum le urcam înainte, trebuie să mă odihnesc la etajul 2. Sau când se duc la piață și cară sacoșele sau parcurg distanțe din ce în ce mai lungi, își dau seama după un anumit timp că distanțele pe care le făceau săptămâna trecută sunt din ce în ce mai mici datorită nevoii de a sta și a se odihni. Deci astea sunt niște simptome care apar ca și prim semnal și la care fiecare pacient ar trebui să se gândească. O parte dintre ei vin și spun, cred că m-am îngrășat și din cauza asta sunt mai obosit, sau fiecare lansează ipoteza lui, dar cred că fiecare ar trebui să își facă un bilanț în ceea ce privește greutatea, tensiunea și parametrii biochimici. Absolut. În general profilul lipidic și măcar o glicemie și o creatinină. De ce am abordat noi insuficiența cardiacă? Pentru că de obicei această insuficiență cardiacă decompensează destul de des, mai ales la obiceiurile pacienților. Și atunci, în această perioadă lungă de timp, când oamenii au stat acasă, ce poți să faci 3 luni acasă, oare? Stai și te muți din bucătărie în sufragerie, din sufragerie în bucătărie, te mai uiți un pic pe balcon, mai deschizi frigiderul și te așezi în fața televizorului. Obișnuit fiind cu aceeași cantitate de calorii pe care o ingeri, într-o activitate normală, sigur că da, există situația în care aportul hipercaloric nu poate să facă decât să sporească greutatea. Adică oamenii și-au schimbat obiceiurile, nu s-au mai plimbat, nu s-au mai dus la servici, nu au mai ieșit la cumpărături tot timpul, dar toți au avut frigiderele pline și atunci ce poți să faci cu mâncarea? S-o lasă să se strice, nu e păcat, trebuie să o mănânceam. Da. Referitor la insuficiența cardiacă, poți să la o consultație pe care o face ambulator. Să o privim întâi ambulator. Vine un pacient la tine și îți spune, domn doctor, eu de la o vreme obosesc mai repede, nu am fost niciodată bolnav și uite, m-am gândit eu că e de la inimă. El, în momentul în care intră în cabinetul tău, pleacă din acel cabinet cu un diagnostic pus și cu un regim pe care tu îl poți recomanda la o primă consultație sau ai nevoie de mai multe vizite pentru a stabili un diagnostic corect unui pacient care îi se adresează? Ți se adresează ție prima oară? Nu este nevoie de mai multe vizite. În general, examenul clinic
Mulți dintre ei vin și cu analize după ei la cabinet, poate pune diagnosticul din anamneză, poate pune diagnosticul din anamneză și din ceea ce mi se relevă la examenul clinic și electrocardiografic. Sigur că în anumite situații este nevoie și de ecocardiografie, când se estimează fracția de ejecție. Fracția de ejecție pe înțelesul omului de rând. Cu alte cuvinte, cantitatea de sânge pe care o ejectează ventriculul stâng sau inima într-un moment în care se contractă. Adică pe limba mea de neurolog. Definitor pentru insuficiența cardiacă. Exact. În momentul în care inima se contractă, cantitatea de sânge care pleacă din inimă se duce în toate țesuturile pentru a iriga tot ce înseamnă cap, în primul rând, în ceea ce ne interesează pe noi, și extremități. Exact. Toate organele. Și atunci, dacă nu mai ai fracție de ejecție și nu este suficientă cantitatea de sânge pe care ți-o dă ventricolul, normal, capul suferă primul. Absolut de acord. Și e foarte important. Și care sunt simptomele? Pentru că o să revenim, am mai discutat despre simptome, n-am reușit să vă spun despre toate simptomele pe care le prezintă pacientul. Ei trebuie să știe că pot avea edeme la membrele inferioare, deci se pot umfla picioarele. Mulți dintre ei povestesc despre faptul că în ultima săptămână sau în ultimele două săptămâni picioarele s-au umflat și din ce în ce mai mult se umflă. Valorile tensionale sunt crescute și nu mai scad cu tratamentul vechi. Faptul că obosesc mai des, repet, faptul că obosesc mai des pentru același perimetru de mers sau aceeași categorie de efort fizic. Și cam astea sunt simptomele. Zâmbeam pentru că m-am dus aminte de profesorul Cosovanu, care avea o vorbă. Spune-mi cu câte perni dormi noaptea ca să spun ce eșcență ventriculară stângă ai. Exact. Deci e foarte importantă și acea disneie, lipsă de aer pe care o resimt pacienții, în special noaptea, și prin lipsa de aer ei simt nevoia să se așeze perne din ce în ce mai mari ca să stea într-o poziție oarecum semișezând atunci când dorm. Asta este iar un sistem foarte important de eșcență ventriculară stângă. Absolut, și despre una avansată, despre un grad de cel puțin de 3 NIHA până la 4 NIHA. La clasele 2 NIHA, 1 NIHA, 2 NIHA nu putem vorbi de asemenea. Acum tu vorbești de o eșcență cardiacă care a fost diagnosticată și care în evoluție oarecum are grade diferite și funcție de simptomele care apar, tu o încadrezi la un alt grad. Pe măsură ce înaintăm de la 1 la 4, ea crește ca și gravitate. Exact. Așadar, insuficiența cardiacă are edeme, omul simte că picioarele îi se umflă, nu numai din cauza căldurii. Foarte mulți dintre ei sunt înșelați la primele apariții ale umflăturilor la picioare, când vin și spun, da, eu într-adevăr am picioarele umflate ziua, dar noaptea, după ce eu dorm, când mă trezesc dimineața, picioarele mele arată la fel cum arătau ieri dimineață, dată. Ca altă dată. Da. Dar după ce stau 24, o perioadă în picioare, ele se umflă și atunci ei stau foarte liniștiți. Insuficiența cardiacă este un sindrom, este o boală care se manifestă prin insuficiența de pompă a inimii. De aceea, când pacientul stă în picioare, inima nu și duce la bun sfârșit lucrul mecanic, astfel că edemul sau lichidul se acumulează în vase și apar edemele. Când stă în poziție culcat, acele edeme se resorb, astfel că dimineața se trezește fericit că picioarele sunt ca înainte. Da. Știi că, cred că insuficiența cardiacă, nu știu dacă animalele fac insuficiență cardiacă, uite, n-am fost niciodată curios să citesc. Adina, nu cred că se manifestă prin Dar vreau să spun că ceea ce e foarte ciudat legat de ortostatismul nostru este că hernia de disc este o boală care apare doar la oameni, pentru că avem acest ortostatism și, inevitabil, gravitația acționează asupra coloanei noastre, pe când ceilalți, și cred că și dacă fac analogie și la inimă, până la urmă, patrupedele mergând în patru labe au altfel gravitația și noi avem altfel gravitația. Cred că ar fi o idee interesantă să citim, că nu m-am gândit vreodată că există vreo diferență, dar n-am văzut niciun animăluț umflat. Cu diabet și cu insuficiență renală am mai văzut. Dar cu insuficiență cardiacă n-am auzit. Disleie, da. Că se îngrașă. Că și cățeie se îngrașă. Da, exact. Da. Din cauza stăpânului. Din cauza stăpânului. Nu mai merge la plimbare. Așadar, pacientul a venit în cabinetul tău. Da. Ți-a prezentat simptomele. Tu ai făcut o electrocardiogramă.
E recomandat un, dacă nu are analize, e recomandat analize. Și i-ai făcut și o ecocardiografie. El pleacă din cabinetul tău cu diagnosticul pus de insuficiență cardiacă. Asta în fericitul caz în care el ți s-a adresat în cabinet, fără să vină la urgență. Ce îi spune doctorul Mata, pacientului lui, în momentul în care îi spune, dom'le, ai insuficiență cardiacă și trebuie să respecti următorul regim. Cu ce începi? Cel mai des. În ceea ce privește regimul lui alimentar, că e foarte important, că toți ne confruntăm cu asta, că starea din alimentație este foarte interesantă. Și uite, tu recomanzi regim de sodat. Eu când vin la mine și sunt mai obosit și sunt cu diuretice multe și știi că hipotensiunea nu este tocmai pasiunea neurologilor, pentru că hipotensiunea crește riscul de demență. Nu atât hipotensiunea cât hiposodemia. Hiposodemia. Eu sunt mai reticent cu desodatul. Eu recomand să mănânce potrivit de sărat. Normosodat dacă au diuretice și în cantități mai mari. Și atunci doctorul Manta ce-i recomandă celui cu insuficiență cardiacă într-un stadiu incipient? Într-un stadiu incipient? Da. Primul lucru pe care pot să-l recomand unui astfel de pacient este să scadă greutate, să-și controleze tensiunea, să mănânce mai puține grăsimi, deci un regim hipocaloric, să mănânce mai puține glucide și să vină la un control peste 3 luni. Să facă sport, să aibă un regim de viață sănătos. Trebuie să lucrurile astea. Tu recomanzi scăderea în greutate și asta înseamnă porții mai mici. Asta că regim igienodietetic urmează și tratamentul. Am înțeles. Deci regimul igienodietetic este destul de îngăduitor. Nu prea te legi totuși de starea lui total. Tu recomanzi regim normosodat. Și hiposodat. Hiposodat. Dacă abordezi o terapeutică care vizează tratament diuretic, și poate chiar în cantitate mare, sigur că da, este nevoie de un regim normosodat, pentru că riscul e de a face să scadă prea mult sarea din organism. Lucrul ăsta nu este bun nici pentru creier, nici pentru vase, nici deci pentru... Deci nici fără sare nu este bine, asta trebuie să știe toată lumea. Dar dacă nu se administrează sau nu se recomandă un tratament diuretic, sigur că da, unul dintre principalele recomandări este regimul hiposodat. Cu mai puțină sare. Cu mai puțină sare, da. Mulțumesc. O să luăm o scurtă pauză și ne reîntoarcem cu tratamentul medicamentos. Ne-am întors la cea de-a doua parte a emisiunii, sănătatea noastră, la care l-avem invitat pe domnul dr. Andrei Manta, medicul cardiolog al Spitalului Municipal Rădăuți. Și am discutat cu domnul doctor despre insuficiența cardiacă, ca una dintre bolile la care pacienții ar trebui să se adreseze medicului cardiolog pentru a pune un diagnostic cert. Și până acum am discutat despre simptome, despre cum ajung ei în cabinetul din ambulator și despre ce recomandă domnul doctor ca regim alimentar. Porții mici, regim hipocaloric, regim hiposodat, cu mai puțină sare. Mai puțină sare ar trebui să-i înumăream. Știi că am o replică. Fără măsline, fără salam, fără murături, fără alimente bogate în sare. Pentru că vin și spun, am mâncat sarmale. Salată sau conservate în sare. Da. Salate băf, două bucăți de șuncă. Și când mergi la vizită, își scoate și conserva de pește și eventual pateu. Și întreb, bun, și asta are sare? Cum? Eu nu pun sare în el. Dacă așa nu pun sare în el, deci alimentul este fără sare. Da? Toate alimentele au o concentrație de sodiu și e bine să fim grijuni. Clorul de sodiu. Scuze. Și am ajuns la tratamentul medicamentos pe care domnul dr. Manta îl recomandă în ambulator. Cu câte medicamente pleacă? Da. Știi că este... Conform ghidului, da. Da, este problema... Cred că la toate specialitățile, eu acum de când am mai îmbătrânit, să știi că ești mai restrictiv la medicații, că decât să-i dai 10 să nu ia niciuna, mai bine îi dai 4 și bune și le ia zi de zi, pentru că replica minune este zi de zi toată viața.
medicația în insuficiența cardiacă și în bolile cardiovasculare? Nu toată viața. Sunt anumite categorii de medicamente care se pot lua toată viața, cum ar fi antihipertensivele, beta-blocantele se pot lua toată viața, Dar alte medicamente adjuvante în tratamentul antihipertensiv, hipolipemiante, deci în principiu cantitatea de medicamente este în raport cu cât de mult respectă el regimul alimentar sau, mă rog, în fine, recomandările pe care le dă medicul cardiolog, chiar medicul de familie, pentru că adesea se întâlnește cu el la controle, sau cum respectă recomandările vis-a-vis de vizite, vis-a-vis de propunerile de internare și așa mai departe. Deci tratamentul medicamentos al unei insuficiențe cardiace, unui pacient care n-a luat în viața lui o pastilă și vine la doctorul Manta și se trezește deodată, fără dulciuri, fără murături, fără sarmale, fără măsline și pus să meargă jumătate de oră pe jos. Zilnic. Deci următorul zilnic, da. Următorul pas este, domnul doctor, ce rețetă îmi dați? Rețeta doctorului Manta pentru insuficiență cardiacă, câte pastile are? În funcție de simptomele care se prezintă, deci, în principiu, tratamentul pentru insuficiență cardiacă vizează medicamente care răsc pulsul, care tratează hipertensiunea, care ameliorează edemele și un antiagregant plachetar, adică un medicament care subțiază sângele. Știi, beneficiul tuturor acum este că au început să apară tot felul de combinații și ceea ce noi dădeam înainte patru pastiluțe, ia că vin trei într-o pastiluță și sunt destul de compliați pacienții. Dar într-o singură clasă. De exemplu, sunt asocieri cu antihipertensive sau două medicamente care au același rol în scăderea tensiunii arteriale. Dar nu prea există medicamente care se asocieze, de exemplu, în clase diferite, cum este beta blocantul cu, nu știu, sau sunt rare, nu neapărat că nu există, sunt rare, cu un alt antihipertensiv. Acum, oamenii trebuie să fie optimiști pentru că industria farmaceutică este extrem de rapidă și chiar de când am terminat noi cursul de farmacologie, au apărut o grămadă de substanțe și de combinații care le-a făcut viața foarte ușoară. Pentru că înainte se dădeau scheme clasice și, într-adevăr, luau foarte multe pastiluțe. Acum au beneficiu. În loc de trei, luăm una singură. Exact. Și atunci ei trebuie să fie complianță la tratament și trebuie să știe că acest tratament trebuie luat. Complianța la tratament este o mare problemă. Pentru că frecvența recidivelor sau a internărilor crește cu cât pacientul nu este compliant la tratament. Nu mai vorbesc de menținerea unui regim de viață echilibrat. Adică în momentul în care tu îi dai rețeta, el trebuie să o respecte. Și următoarea întrebare, bineînțeles, este, bine, cât timp voi lua un doctor tratamentul ăsta? În următorul consult, care de obicei are loc undeva peste 3 sau 6 luni. În intervalul ăsta de 3-6 luni, pacientul, dacă nu se simte bine, să zicem că vine la tine, îi dai o rețetă și el nu reușește să-și ia medicația și să simte o ameliorare a simptomatologiei. Sau poate că ceea ce simte lui se pare că nu e în regulă. Poate să se adreseze din nou pentru schimbarea rețetei, pentru o revizuire a schemei terapeutice. Sunt sfătuiți să revină dacă se simt rău, pentru a vedea exact ce se întâmplă. Fie tratamentul pentru tensiune nu este suficient, deci trebuie suplimentat, fie este prea agresiv, pentru că într-o primă etapă pacientul poate merge bine cu tratament. Poate să se amelioreze tensiunea, poate să se amelioreze pulsul, dar ulterior, când dispar factorii de risc cardiovascular, și aici vorbim despre aportul de sare, despre consumul de alcool, despre consumul excesiv de cafea, despre efortul fizic, atunci asta îi reajustez schema, pentru că de la sine tensiunea arterială scade datorită regimului alimentar, scade datorită efortului fizic foarte mult și crește complianța inimii. Ceea ce vreau să spun e că jumătate din ceea ce s-ar putea rezolva o face regimul alimentar uneori.
nu întotdeauna, dar în stadiile incipiente ale insuficienței cardiace, simpla schimbare a regimului de viață îți poate reduce medicația la jumătate și poate chiar pe viitor la suprimarea ei, pentru că nu mai este nevoie. Deci, dacă înțeleg, să-și cumpere un cântar, să-și cumpere alte farfurii mai mici, în care mănâncă mai puțin, că până la urmă e o chestie psihologică să-ți umpli farfuria, nu? Dacă tot o ai mare, de ce să nu o umpli? Așa este. Și să mergi pe jos, chiar dacă nu-i nevoie să te apropii mai mult de 1,5 metri de o cunoștință cu care te întâlnești pe stradă în perioada asta, dar e bine să mergi 2 metri? Da. 1,5 metri, cred. Nu știu, discutabil. Deci e bine să nu te apropii mai mult. Lucrurile astea ar putea salva foarte mult din bugetul familiei în ceea ce privește medicația. Că până la urmă, medicamentele, regimul alimentar implică o economie. Da? Mersul pe jos implică o economie. Ce bine spuneți, așa. Păi nu, așa nu implică o economie. Sigur. Și porțiile mai mici și mersul pe jos, lași mașina. Și cu ocazia asta și mai puțină medicație. Și mai puțină medicație. Așa este. Dar dacă ți iei o rețetă, asta implică un preț de cost. Și viață, rețetele? Lungă, și viață lungă, lipsită de complicații, lipsită de internări succesive. Și stai acasă la tine mai mult. Și ești internat mai rar. Și te bucuri de sănătate, bineînțeles. Așa este. Și te bucuri și de mediul înconjurător, că mai mergi și mai vezi ce s-a mai făcut încolo. Mersul pe jos prinde bine și la creier și la inimă. Da, cred că la creier mai mult ca la inimă. Este o glumă. Tratamentul medicamentos îl ajustez la fiecare 3 luni, dar tu ai colaboratori în teritoriu, să zic, medicii de familie. De exemplu, avem zone și asoapte s-a întâmplat când a fost de carne să vină oameni de la izvoarele Sucevei. Deci era cineva care până la izvoarele Sucevei mai făcea 1,5 ore ca să ajungă și cred că este destul de incomod pentru oamenii care stau în zone retrase să vină la cardiolog chiar și la 3 luni. Și ei sunt totuși, chiar dacă trăiesc la munte și în condiții foarte frumoase din punct de vedere al naturii, peisagistic, cred că regimul lor de viață e destul de dur și ei sunt beneficiarii bolilor cardiovasculare, să știi. Cei din zona respectivă chiar sunt afectați de ceea ce înseamnă insuficiență cardiacă, cardiopatie ischemică și accidente vasculare. Ce fac oamenii care sunt în zone mai defavorizate ca și apelarea spitalului? Ei se pot adresa medicului de familie în continuare, că bănuie că medicul de familie totuși e mai aproape decât cardiologul. Da, ei se pot adresa medicului de familie, însă pot, dar deci pot exista situații când e nevoie de prezentare la cardiolog. Problema este că, din păcate, sunt mulți pacienți care sunt departe de Rădăuți, departe de Spitalul Municipal Rădăuți, care au fost la o singură prezentare la cardiologie și ulterior nu au venit. Nici nu aș putea să menționez ce s-a întâmplat. Ia legătura cu medicul de familie, îi ajută ei, nu am un feedback în sensul ăsta. Nu am niciun feedback în sensul ăsta, dar merită de menționat. Nu știu ce să zic despre astfel de pacienți. Se conformează, acceptă starea fizică în care trăiesc, poate chiar dintre ei sunt care își întrerup medicația sau iau mai multe pastile decât trebuie. Nu știu ce să vă spun. Dar răspunsul este clar. Trebuie să vină la medic. Da. Despre tratamentul și regimul igienodietetic am vorbit. Despre dispensarizare, tu ai spus că vrei să-ți vezi pacienții la 3-6 luni și de ori de câte ori este nevoie și ori de câte ori ei simt nevoia să te întrebe despre lucrurile care li se întâmplă și poate că sunt sau nu normale, pentru că în starea lor de sănătate pot să apară cu totul alte motive de deteriorare, nu numai decât boala cardiacă în sine. Deci toți oamenii pot să sufere și de o altă boală decât cea pe care îi monitorizează cardiologul sau neurologul. Dar aceste insuficiențe cardiace ajung des la urgență. Deci doctorul Manta, care face GERS, destul de multe, dacă mă întreb pe mine, are des urgențe cardiologice, în speță insuficiența cardiacă, except în infarctul miocardic, care este o urgență majoră și care se poate întâmpla oricăruia dintre noi. 5 din 10 prezentări la urgențe, ce vă țin în gazele mele, sunt insuficiențe cardiace decompensate. Unele au criterii de internare, altele nu au criterii de internare. Cam 3 din
din astea 5 au criterii de internare. Cam asta e raportul. Și cum ajunge o insuficiență cardiacă la urgență? Cu ce simptome? Cu aceleași simptome, dar mai agravate față de situațiile când pacienții se prezintă la ambulator, mai agravate, în sensul că picioarele sunt umflate, îi dor, dispnea este mai intensă, au palpitații, au o stare de adinamie și se plâng adesea, v-am spus, de faptul că nu pot face efort fizic mic. Dacă mă întreb pe mine ultima insuficiență cardiacă care am văzut-o, pentru că inevitabil folosim acest cabinet de consultație, adică ne intersectăm, că nu mai consultăm, toți consultăm pe rând, ultima insuficiență cardiacă era plină cu apă până la brâu, dacă mă întreb pe mine, deci era umflat până sub sâni, da? De-abia respira, nu reușea deloc să stea în poziție anasal, că se cheamă, dar omul, ca să se umfle până sub sâni, a văzut că s-a umflat până la glezne, s-a dus apa până la genunchi, de la genunchi s-a dus până la șolduri și după aia a început să se umfle, deci lua pielea cu mâna, adică ca să ajunge în stadiul ăsta de insuficiență cardiacă, cineva s-a uitat totuși la tine, că trebuie să mergi la baie, trebuie să îți schimbi pijamaua și totuși vede cineva, domne, dar totuși nu-ți mai mișc picioarele. De obicei, pacienții care ajung în anasacă la spital sunt pacienți care nu sunt complianți, care nu respectă recomandările medicului sau care nu fac controle la cardiologie. Și de-abia respira. De-abia respira. Iar cel care era de vină era doctorul. Dar n-am înțeles de ce doctorul era de vină. Că nu i-a dat pastilele acasă cu apă, în sensul că să vină să-i le dea personal sau că nu a mers să bată la ușă. Nu am înțeles, dar foarte supărați pentru că, uite, cum s-a umflat până la brâu și nu l-a văzut nimeni. Adică nimeni, noi nu am înțeles atunci dacă din cei de la urgență sau cei de acasă, dar știi, e foarte greu pentru cei care se umflă, că ei vin și spun de două zile. De două zile mi s-au umflat picioarele și nu mai pot respira. Nu. Picioarele nu se umflă în două zile, se umflă în săptămâni. Iar ca să ajungi să te prezinți cu astfel de simptome în speță anasarcă, asta este o evoluție de lungă durată a insuficienței cardiace. De lungă durată. Și acum, ca să nu fim neotăcioși așa, oarecum spre finalul emisiunii, care este evoluția unei insuficiențe cardiace? O insuficiență cardiacă tratată corect și care este într-o incipientă. Vine la medic, își respectă regimul și ia medicația. Tu ai spus că dacă omul își ajustează stilul de viață, scade în greutate, mănâncă sănătos și face mișcare, poate să și dispară. Absolut. Și el se vindecă. Pentru că își tratează factorii de risc și bolile asociate. Dar o insuficiență cardiacă care nu este compliantă nici la regimul pe care îl recomanzi și nici la medicația pe care trebuie să o ia în fiecare zi până la urmă, care este prognosticul insuficienței cardiace? Că poate oamenii ar trebui să audă. Nu este un favor din păcate. Da, deci este... Se finalizează prin deces. Insuficiența cardiacă omoară foarte mulți oameni, pentru că ei se sufocă și toate țesuturile lor, până la urmă, sunt umplute cu apă, cum spun cei care așa. Nu știu cum să se exprime că au edeme și fac anasarcă. Deci se umplu cu apă și apa aia nu mai poate fi scoasă. Tot felul de complicații care, în final, duc spre exitul, spre deces. Da. Cu alte cuvinte, insuficiența cardiacă este o boală pe care oamenii trebuie să o ia în seamă și care trebuie dispensarizată de medicul de familie, despre care pacientul trebuie să știe și să fie foarte serios implicat în schimbarea regimului lui de viață. Dacă ar avea sărace timp, ar face-o. Da. Dar în fiecare zi, din câte mi se povestește, văd câte 30 de pacienți. Și medicii de familie au o toleranță. Ei însă, pacienții trebuie să asculte de recomandările inițial date. Adică trebuie să înțeleagă cât de important este să respecte acele recomandări. Știi, cred că același păcat că acum de când ați venit voi ca și generație tânără, noi eram mai radicali. Când era doctorul Iliescu cu noi, el era foarte tranșant și spunea, îl întreba, domnul doctor, și eu până când o să iau pastilele astea, mama e zi de zi toată viața. Deci era foarte clar. Și noi de la el am învățat și am rămas cu expresia zi de zi toată viața și cred că făcea foarte bine. Pentru că, uite, ne-am schimbat și noi stilul de viață apropo de, știți, veniți la un control peste 3-6 luni.
Și nu toată lumea vine la control. Peste 3-6 luni, iar cei care se adresează serviciului de urgență, ai surpriza că vin cu o paporniță în care au o rețetă dată de doctorul Manta acum un an. Nu și-au luat-o la farmacie, că nu a avut nici timp, nici drum pe acolo. Și spun, da, am luat eu vreo două luni tratament, m-a chemat domn doctor la control, dar dacă tot m-a chemat la control, nu m-a mai dus. Și dacă tot nu m-a mai dus și mi s-a terminat pastile, nu le-am mai luat. Sunt adesea cazuri de astea. Deci, până la urmă, păcatul ăsta cu veniți la 3 luni și vă mai schimbăm ceva din tratament, cred că totuși mesajul pe care îl avem este că totuși medicația trebuie luată până când cineva îi spune trebuie să o reducem sau nu o mai luați. Deci, de unul singur, eu nu cred că trebuie întreruptă o medicație. Absolut de acord. Chiar dacă l-ai spitalizat, i-ai făcut biletul de ieșire și tu îi recomanzi pe 30 de zile. Știi că asta e un alt tabu. A fost la doctorul Manta, m-a internat, mi-a dat biletul de ieșire și a scris tratament timp de 30 de zile. Și eu l-am luat 30 de zile. Nu l-am luat 30 de zile. Așa ai scris tu pe biletul de ieșire? Da. Numai trebuie să știe că tratamentul trebuie respectat până la următorul control. Mereu în biletul de externare la recomandări scrie control la o lună, control peste o săptămână, control peste o lună, peste 3 luni și așa mai departe. Andrei, dar dacă nu vine la control, uite, au plecat copiii, bunica este bătrână, ea nu mai poate fi adusă la doctor, s-a plictisit să vină la doctor, ce face cu tratamentul? Ia sau nu-l ia? Trebuie să le dea adesea. Există un motiv bine întemeiat când îi chem repede la un control, pentru că trebuie să înțeleagă pacienții că altul este tratamentul post-spitalizare imediat, pentru că este unul agresiv, dar cu timpul acest tratament îi va putea face rău, iar el trebuie redus din cantitate. De aceea este important. Mai mult decât atât, ar putea să fie și insuficient. Mai rar se întâmplă, dar insuficient poate să fie. Și iar trebuie reajustat. De ce? Pentru că nereajustarea corectă a tratamentului duce la decompensarea cardiacă. Și poate face rău. Și poate face rău. Și iar se întoarce la spital și iar stă 5 zile sau mai mult. De fapt, tu vrei să transmiți așa. La spital vine, îl pui în pat, stă în repaus, tu îi dai multă medicație, el este liniștit, doarme, își ia medicația administrată de asistentă și primești un anumit regim alimentar pe care tu îl controlezi, pentru că ai regim hiposondat, regim de sondat, regim diabetic, da? Și fiecare își primește porția lui. El se duce acasă, revine la munca lui de zi cu zi, stă 8 ore în grădină cu capul jos și fundul sus, expresia preferată a cardiologilor, pentru că asta fac, muncesc la grădină sau prășesc, vine vremea prășitului, cred că vine vremea prășitului, și uită să-și mai ia medicamentele, uită azi, uită mâine, sau iau numai jumătate din ele pentru că nu mai au timp să meargă la farmacie. Și atunci vin și spun, păi am luat aceleași pastile, dar uite, domnule, m-am umflat, nu mai respir cum trebuie și eu am refăcut de toate care mi-au zis domn doctor, dar nu-i la fel. Da. Deci, de fapt, ăsta e motivul pentru care ei trebuie să vină la control și după ce își reiau viața normală de acasă. Pe final aș vrea să ne spună domnul doctor Manta, cardiologul, când trebuie să vină un pacient sau când trebuie să vină un om la cardiolog. Deci tu, domnul doctor Manta, dacă vine un pacient sănătos la tine și spune, domnule, eu am 30 de ani, am fost în viața mea la doctor, dar am venit să văd dacă am o problemă cu inima. Ți se pare firesc? E greu de spus. Așa ar fi normal. Așa ar fi normal. Da. Subiectiv vă spun că este cumplit să tratăm astfel de pacienți, să primim astfel de pacienți, pentru că și așa lista de așteptare este lungă. Un pacient care este asimptomatic ar putea să nu-i convine să aștepte așa de mult la cabinet și dacă totuși s-a programat și o face și are răbdare, nicio problemă, îl vedem. Dar timpul nostru cred că prețios și foarte scurt ar trebui să fie mai degrabă orientat spre tratarea cazurilor care merită atenție. Ce ar trebui să știe pacientul? Să știe ce înseamnă boală cardiovasculară. Când este corect să se prezinte la medic? Când este corect să se prezinte la medic? Când are hipertensiune? Când tensiunea este mai mare, egal cu 14, în condiții de repaus și când și-o determină acasă, când are palpitații, când inima bate neregulat, poate repede, poate mai încet, când are dureri în piept, durerile în piept întotdeauna sunt localizate între inima medie
a toracelui au caracter de apăsare, de arsură, uneori cu iradiere, dar nu de înțepătură. Durerea de tip cardiac nu este sub formă de înțepătură într-un singur punct fix. Durerea cardiacă este difuză, orientată așa cum am menționat. Foarte mulți dintre pacienți vin la cabinet spunând că îi înțeapă pacienți care sunt asimptomatici, de altfel, sau nu au nimic prea important de spus, doar că îi înțeapă din când în când inima. Ei, nu. Ăla nu este un simptom cu care merită să te prezinți la cardiolog. Deci, aceștia sunt pacienții pe care tu ți-i dorești în cabinetul din ambulator. Când sfătui un pacient cardiac să ajungă la urgență? Deci este un cardiac, își ia medicația și apare o schimbare în viața lui. Obosește, face edeme. Când tensiunea este mică, prea mică, mai mică de 10, sau pur și simplu când tensiunea este mai mică decât cea cu care era obișnuită și este extrem de dinamică, nu se poate mobiliza, este nu-și poate face treaba. Când tensiunea este foarte mare în ciuda tratamentului antihipertensiv, când pulsul este prea mare sau este prea mic, când se umflă picioarele. Când apare o schimbare în starea lui de sănătate, alta decât era până acum. Dar nu la urgență, numai în situații. Adică faptul că din când în când are palpitații este tot o schimbare în starea lui de sănătate. Dar nu este o urgență. De fapt, este destul de dificil de stabilit de către ei ce reprezintă o urgență. Eu cred că mai degrabă, într-o oarecare măsură, fie consultat medicul de familie și să emită el o concluzie, în urma ei trimite sau nu pacientul la ambulator sau la urgență. Dar este clar că atunci când pacientul se simte rău, trebuie să se prezinte la urgență. Când se simte rău de 2-3 zile și așa mai departe. De fapt, mesajul nostru este ca oamenii să-și îngrijească sănătatea, să ajungă la medic, să nu-i fie frică să vină nici la cabinetele medicale din ambulator și nici să se adreseze spitalului, chiar bolnavii cronici care au un tratament, ei trebuie să-și reia ritmul lor de viață cu controle periodice la 3-6 luni sau la un an. Noroc de aceste scrisoare medicale care până la urmă ne obligă să revizuim oarecum tratamentele și sfătuim populația să-și îngrijească sănătatea. În primul rând prin regimul alimentar și în al doilea rând prin păstrarea unei medicații care este recomandată și trebuie revizuită funcție de vârstă, funcție de statusul ponderal și funcție de statusul fizic al pacientului în momentul respectiv. Mulțumesc frumos, domnul doctor Andrei Manta. Mulțumesc și eu. Dumneavoastră vă doresc să fiți sănătos, să păstrați distanțarea socială, să aveți grijă cu măștile pe care le purtați atât pe gură cât și pe nas în momentul în care intrați într-un spațiu închis și puteți fi prieteni și de la distanță, fără să vă puneți oarecum în pericol pe cei din jurul dumneavoastră. Vă dorim sănătate!